A murit fostul senator PNCCD Petru Juravlea. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar. Încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Fostul senator PNCCD de Suceava, Petru Juravlea, a trecut la cele veșnice la vârsta de 76 de ani. Peste 40% dintre cadrele didactice care au răspuns la un chestionar lansat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava acuză oboseală cronică și epuizare emoțională. Iar Foresta Suceava a suferit sâmbătă prima înfrângere în actualul sezon al Ligii a III-a la fotbal, dar a rămas pe primul loc în clasament. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Fostul senator PNCCD de Suceava, Petru Juravlea, a trecut la cele veșnice la vârsta de 76 de ani. El a fost senator în mandatul 1996-2000. Petru Juravlea s-a născut la 14 iulie 1946 la Frătăuții Noi și a absolvit Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți. Între anii 1965 și 1969 a urmat cursurile Facultății de Electromecanică Minieră din Petroșani. A fost ofițer în Marina Civilă în perioada 1978-1981, iar apoi a condus sucursala Suceava a Trustului de Construcții TMUCB. Petru Juravlea s-a remarcat și prin activitatea sa filantropică. Fostul senator a ajutat material Mănăstirea Putna și Căminul de Bătrâni al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Există burnout în rândul profesorilor? Aceasta este întrebarea la care au vrut să afle răspunsul specialiștii Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul Căjăraie Suceava. Timp de 7 zile, un sfert din numărul total de profesori de la nivelul județului Suceava au completat chestionarul în care erau precizate diferite simptome ale acestui fenomen. Rezultatele sondajului au arătat că peste 65% dintre profesorii respondenți depun mai mult efort în ultima perioadă pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. Peste 40% dintre cei chestionați acuză oboseală cronică și epuizare emoțională. Fenomenul de burnout este întâlnit în societatea actuală în mai toate domeniile de activitate. Este un fenomen îngrijorător, cu efecte asupra individului, dar și asupra colectivului în care acesta își desfășoară activitatea. Cu atât mai problematic poate fi atunci când burnout-ul apare în rândul celor care interacționează frecvent cu alte persoane, așa cum sunt cadrele didactice. Pentru a afla dacă și în ce măsură dascălii suceveni sunt afectați de această formă de epuizare psihică, timp de 7 zile, 1384 de profesori din învățământul preuniversitar, adică aproape un sfert din numărul total de la nivelul județului Suceava, au completat chestionarul în care erau precizate diferitele simptome ale acestui fenomen. Rezultatele sondajului au ilustrat faptul că peste 65% dintre profesorii respondenți depun mai mult efort în ultima perioadă pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. Cu toate acestea, peste 80% dintre profesorii din preuniversitar rămân curioși, își doresc să se informeze și găsesc aspecte noi și interesante în munca lor. Îngrijorător este faptul că peste 40% dintre profesori resimt oboseală cronică și epuizare emoțională, având nevoie de mai mult timp pentru a se odihni. Conform Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Suceava, rezultatele acestui sondaj pot constitui un semnal de alarmă, atât pentru profesorii care au răspuns la întrebări, cât și pentru specialiștii care au adresat provocarea de a afla care este incidența fenomenului de burnout în rândul profesorilor. Un lucru este cert, de starea de bine a profesorului depinde și starea de bine a elevului și, în final, poate depinde și starea de bine, sănătatea mentală a unei nații întregi, drept pentru care e important să dezvoltăm și astfel de proiecte care să aibă în centru profesorul, a mai transmis profesorul consilier școlar de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Administrația locală Dolhește a finalizat modernizarea a 12 km de drum comunal. În plus, mai are în derulare și alte proiecte, pentru care a atras peste 10 milioane de euro, însemnând bugetul comunei pentru 20 de ani. Imediat după inaugurarea dispensarului din comuna Dolhești, edilul Cristian Bărculescu vine din nou cu vești bune pentru localnici. În acest an am reușit să recepționăm și lucrările de asfaltare la 12 km de drumuri comunale. Trebuie de spus faptul că acești 12 km se compun din
trei proiecte mai mari. Este vorba despre un proiect prin Compania Națională de Investiții, prin care am reușit asfaltarea 4,5 km, un proiect prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin care am asfaltat 5,5 km și 2 km au fost lucrări suportate de la bugetul local. Asta cât înseamnă, raportându-ne la rețeaua de drumuri comunale din Dolhești? E, sincer să fiu, mai am cam 10 km și de drumuri comunale de asfaltat și am cam asfaltat toată comuna. Și cei 10 km sunt luați în calcul. Deja avem depus un proiect pentru 4 km la Compania Națională de Investiții, urmând să intre în licitație, sper eu, anul viitor. Iar în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală Angel Saligny avem băgat 6 km. În paralel, a modernizat și sistemul de iluminat public, motiv pentru care facturile la energie electrică s-au diminuat considerabil, aducând economie în bugetul administrației locale. Prin Agenția Fondului de Mediu am reușit în satul Dolhești Mari să montăm lămpi cu becul cu LED, lămpi economice, pe toți stâlpii de la sistemul public de iluminat. Urmează ca anul viitor, să, tot prin Agenția Fondului de Mediu, să reușim acest lucru și în satele Dolhești Mici și Valea Băuri. Mai este de spus că am reușit să finalizăm în acest an și un proiect mai vechi, dar foarte necesar dolheștenilor, mai ales acum în ultima perioadă, când ați văzut că seceta a venit și peste noi. Am reușit finalizarea proiectului de alimentare cu apă a satului Dolhești Mari, apă pe care o aducem de la Fălticeni, de la acet Fălticeni. Până în prezent am reușit, s-au branșat mai bine de 100 de gospodării, urmând, bineînțeles, ca în perioada imediat următoare să-i branșăm pe toți cei care doresc. Tot vorbeam de Angel Saligny, proiectul Angel Saligny. Am obținut finanțarea pentru un mai mare proiect de ceea ce privește apa, extindere de alimentare cu apă în satele Dolhești Mici și Valea Băurii. Practic o să ducem apa și în celelalte sate și tot în cazul acestui proiect avem și construirea unei rețele de canalizare cu stații de depurare proprie. Iar în perioada următoare vor fi finalizate și alte proiecte a căror valoare depășește 10 milioane de euro, însemnând bugetul Comunei Dolhești pentru 20 de ani. Nu este vorba despre modernizare și dotare cămin cultural în satul Dolhești Mari, un proiect prin fonduri europene, și construcția unei săli de sport școlare la școala gimnazială Hatmanu Șendrea. La ambele obiective, lucrările de construcție s-au finalizat. În prezent suntem în licitația privind achiziția dotărilor aferente și mai avem de realizat lucrările de amenajare a spațiilor exterioare. Cu siguranță că până în septembrie anul viitor voi avea onoarea și plăcerea să vă invit la inaugurarea și sfințirea acestor două mari, într-adevăr, mari obiective și importante, într-adevăr, pentru dolheșteni. Am obținut și finanțarea construirii unui sediu nou de primărie în comuna Dolhești, pentru că cel actual este din 1936, tot a fost reparat de-a lungul timpului, dar consider eu că dacă tot avem cămin cultural, sală de sport, dispensar nou, drumuri, să facem și o primărie nouă, lucrarea va fi executată tot prin Compania Națională de Investiții. Prefectura Suceava anunță că vin examinatori pentru proba de traseu din 4 județe, iar Serviciul de Permise din Suceava va avea noi examinatori, din care 3 angajați și 2 veniți prin transfer. Prin urmare, numărul de candidați examinați va crește, de asigurări instituția prefectului.
În zilele de 15 și 16 octombrie, 220 de candidați au susținut la Suceava proba practică pentru dobândirea permisului de conducere, iar 142 dintre ei au fost declarați admiși. Prefectura Suceava a transmis că au fost 12 examinatori, 9 de la Vaslui și 3 de la Suceava. Instituția a menționat că pentru reducerea intervalului de timp scurs între susținerea probei teoretice și acelei practice, ca urmare a demersurilor întreprinse de prefectul Alexandru Moldovan, activitatea serviciului permise și înmatriculări auto va beneficia de sprijin din partea a 4 unități similare din țară. Botoșani, printr-un examinator până în data de 28 octombrie, Alba, prin 2 examinatori, în perioada 24-28 octombrie, Mureș, tot prin 2 examinatori, în perioada 31 octombrie-4 noiembrie, și Vâlcea, printr-un examinator, în perioada 24 octombrie-11 noiembrie. De asemenea, sunt în curs procedurile de angajare derulate de Direcția Generală de Permise și Înmatriculări București pentru un ofițer și 2 agenți de poliție, care au promovat examenul în luna septembrie, precum și cele de transferare a 2 agenți examinatori de la Serviciul Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție. Secția de neonatologie a Spitalului Municipal Fălticeni va primi aparatură în cadrul unui proiect Salvați Copiii. Organizația a anunțat un proiect în valoare de 1 milion de euro, prin care vor fi dotate cu aparatură medicală 45 de spitale din 28 de județe. Lipsa aparaturii medicale de ultimă generație, numărul mare al sarcinilor neurmărite medical și distanțele mari până la primul spital dotat în zonele defavorizate contribuie la creșterea mortalității infantile, capitolul unde România deține primul loc din Uniunea Europeană, anunță organizația Salvați Copiii, care menționează că accelerează programul de combatere a mortalității infantile și anunță o investiție majoră de 1 milion de euro în 45 de secții de neonatologie de gradul 1 și 2 din 28 de județe ale țării. Potrivit datelor centralizate la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2020, România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, 5,6 la 1000 de copii născuți vii, urmată de Bulgaria și Slovacia, ambele cu rata de 5,1 la 1000. La polul opus se află Estonia, 1,4 la 1000 de copii născuți vii, și Finlanda, 1,8 la 1000. În cifre absolute, 1008 copii cu vârsta sub un an au murit în anul 2021 în România, multe dintre aceste decese putând fi prevenite prin acces la servicii medicale în timpul sarcinii și prin dotarea maternităților și secțiilor de neonatologie cu aparatură medicală performantă. Astfel, prin programul Împreună din prima zi, finanțat de Fundația OMV Petrom, medicii vor avea la dispoziție aparatură și echipamente medicale performante, vitale pentru salvarea și îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe. Nevoile transmise de unitățile medicale sunt dintre cele mai diverse, de la ventilatoare neonatale de generație nouă, mese de reanimare, la incubatoare și alte echipamente medicale performante. Mortalitatea infantilă rămâne un capitol sumbru pentru România, însă o treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe de suport pentru mame și copii, precum și prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante. În cadrul proiectului Împreună din prima zi, au fost evidențiate solicitările maternităților de grad 1 și grad 2, maternități care trebuie să fie dotate pentru a putea oferi asistență de urgență pentru nou-născuți. De multe ori, medicii maternităților de grad 2 sunt nevoiți să acorde asistență pentru prematurii mici până la realizarea transferului la o maternitate de grad 3. În aceste cazuri, trebuie să ofere asistență medicală de urgență și trebuie să aibă la dispoziție echipamentele medicale performante pentru desfășurarea actului medical. Între cele 45 de spitale din țară vor ajunge echipamente și la Spitalul Municipal Fălticeni, anunță Salvați Copiii. Din anul 2020, organizația Salvați Copiii a dotat 105 unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, secții de pediatrie și obstetrică ginecologie din toate județele țării, cu peste 1020 de echipamente vitale, investind peste 8.500.000 de euro. Până la sfârșitul anului 2022, Salvați Copiii va dota cel puțin 55 de unități medicale cu echipamente performante, asigurând supraviețuirea și tratamentul adecvat pentru cel puțin 30.000 de copii. O mai bună reprezentare a femeilor în politică, politici pentru sănătatea reproductivă și violența împotriva femeilor au fost câteva dintre temele dezbătute la prima ediție a Școlii Femei în Politică, desfășurată la Viscri, în județul Brașov. La eveniment au participat parlamentare, alese locale și membre USR din țară. De altfel, unul dintre deziderate este acela de a acorda la genul feminin funcțiile deținute de femei în politică. Consilieră, primăriță, deputată, senatoare, ministră, prim-ministră, președintă.
Știați că în Dex Online primul sens al cuvântului primăriță e nevastă de primar, aici suntem și de aici au pornit dezbaterile. Școala femei în politică a fost un bun prilej pentru a vorbi despre provocări comune cu care se confruntă femeile în politică și de a încuraja solidaritatea ca modalitate de a răspunde acestor provocări. Din partea organizației USR Suceava au participat Lorena Buburuzan în calitate de consilier local al municipiului Suceava, alături de Corina Parasca, responsabila departamentului de comunicare județean, și Ana Macovei, consiliera primarului USR de Milișăuți. Fără o justă reprezentare a femeilor în politică, în parlament și în guvern, în primării și consilii județene, politici publice din sfera sănătății, educației, protejarea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile nu vor avea prioritate pe masa decidenților. În comparațiile internaționale, România se situează pe poziții modeste la influența femeilor în politică. De exemplu, la puterea politică, political empowerment, România este pe locul 122 din 146 de țări, după Cambodgia și înainte de Malaezia, Republica Democrată Congo și Bhutan, conform raportului privind diferențele de gen din 2022 publicat de World Economic Forum. Islanda, Finlanda și Norvegia sunt pe podium, iar Moldova se situează pe locul 29. La prima ediție a Școlii Femei în Politică au fost abordate teme precum o mai bună reprezentare a femeilor în politică, politici pentru sănătatea reproductivă și violența împotriva femeilor. Tânărul interpret de muzică populară, Gabriel Treteag, originar din comuna Cornuluncii, bifează o nouă reușită la festivalurile de profil din țară. De această dată aduce în județul Suceava premiul al doilea al prestigiosului Festival Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu din Constanța, unde a concurat alături de alți 19 finaliști din întreaga țară. Una dintre cele mai bune voci din generația tinerilor interpreți de muzică populară din județul Suceava, Gabriel Treteag s-a făcut remarcat din nou la unul dintre cele mai consacrate festivaluri din țară. Gabriel Treteag este numele meu și mă întorc în frumoasa noastră Bucovină cu premiul al doilea al Festivalului Concurs Național Dan Moisescu din Constanța. Am obținut acest premiu în urma concurării cu 19 dintre cei mai buni tineri din țară, reprezentând toate zonele țării. Juriul a fost unul de excepție, format din doamna Maria Tanase Marin, Niculina Stoican, Ileana Vieru, iar orchestrația a fost una de excepție, realizată de maestrul Cristian Obrejan, dirijor al ansamblului Brâulețul. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru că sunteți alături de mine și vă promit că nu vă voi dezamăgi niciodată. Gabriel Treteag este unul dintre cei mai premiați tineri interpreți la ora actuală. Din acest motiv, este deja colaborator constant al televiziunii publice, al Orchestrei Naționale Radio, dar și al ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. În prezent, el este student la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Mândra când mă șoartă o leacă, ai lai la lai la la, tăstituța mă împacă, ai lai la lai la la, hai hai paharelu, ne-am băut și sumanielu, hai hai dați-mi pașii, altul loc noi fașii. Foresta Suceava a suferit sâmbătă prima înfrângere în actualul sezon al Ligii a III-a la fotbal. Echipa antrenată de Dorin Goian a pierdut cu scorul de 1-2 meciul disputat pe terenul Științei Miroslava în cadrul etapei a 8-a. Galben-verzii au rămas pe primul loc în clasament, la 5 puncte distanță de locul secund, ocupat de Șomus Fălticeni. Foresta Suceava și-a pierdut invincibilitatea în actuala ediție de campionat a Ligii a III-a după ce a fost învinsă sâmbătă pe terenul celor de la Știința Miroslava cu scorul de 1-2. Echipa antrenată de Dorin Goian a avut ghinion în debutul partidei de la Uricani, când Macongo și Căinari au nimerit în două rânduri bara porții adverse. Bară a Forestei și Iurașcu foarte bine intervine acum. Căinari trimite în careu la colțul lung de această dată, transversală. Gruparea ieșeană a deschis scorul în minutul 31 prin camerunezul Cesem. Fostul jucător al echipei Șomus Fălticeni a înscris la capătul unei faze la care sucevenii au reproșat un fault comis asupra lui Botezatu. Pe partea stângă, Frank, în care o șut la colțul lung și gol! Știința Miroslava și-a dublat avantajul în minutul 70 când Ungheanu a transformat un penalti îndelung contestat de către suceveni. Este penalti, este...
Haide, Gianni! Golul Forestei a fost înscris de Cimbru la ultima fază a meciului după o centrare trimisă de Filip. Și este gol! Hai că mai avem un minut! Și este final! Victorie! În următoarea etapă, ultima din turul sezonului regulat, Foresta va juca sâmbătă de la ora 15 pe stadionul Areni cu Bucovina Rădăuți. Începe acum, domnilor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătăna, bine m-a regăsit! A murit fostul senator PNCCD Petru Juravlea la vârsta de 76 de ani. Da, Dumnezeu să-l odihnească, nu-l văzusem de mult și chiar am căutat o fotografie să ilustrăm știrea asta. Nu găseam fotografii cu el. Noroc că a fost la o depunere de coroane de flori în 2017, de ziua națională, și aveam el cu Eugen Nisioi, ultimii mohicani în PNCCD. Aveam foarte multe fotografii pe hârtie, dar pur și simplu nu le-am mai găsit. Noi am găsit în arhivă de pe vremea PPCD, cu întreaga conducere. Era și el pe acolo. Ce e PPCD? Așa era salvat în arhivă. Nu, e o greșeală, că nu țin minte PPCD. Deci nu, și era erau mai multe fișiere cu PPCD. Nu, e o greșeală. Nu, eu nu țin minte așa ceva. Dar nu era Partidul Poporului Creștin Democrat. Era PNCCD. Eu cred că e o greșeală de arhivare. Notare. Dumnealui a fost senator 96-2000 și de aia cred că am fotografii. Adică eu știu că aveam, dar nu știu. Astăzi când am mai căutat pe acolo prin cutia cu fotografii tipărite, am găsit cu Constantin Sofroni, Dumnezeu să-l odihnească, fostul primar al Sucevei. Chiar de la mormântare de la el era Gheorghe Flutur venind la mormântare, era Marian Ionescu, fostul primar al Sucevei la mormântare. Am găsit cu Florin Boieru, fostul prefect. Am tot felul de fotografii cu fotbaliști când era Foresta în Liga I, cu niște oameni care nu știu cine sunt. Cred că n-aș nici scris nici pe spate. Nu. Pe la sindicate erau, că pe vremea existau erau sindicate, active, erau da. Mișcări de protest. Domnul Juravle, un tip pitoresc așa, Dumnezeu să-l odihnească, condoleanțe familiei. PNZCD-ul a fost o grupare pitorească la Suceava, cu Bilică, Dumnezeu să-l ierte, care a trecut și la cele veșnice de curând. Era atunci Bogdan Cristache, care... Ce-a fost? Prefect sau ce-a fost? A fost șef de cabinet, sigur. Da, și după aia a fost director ajung la CET. Cu Conrad Condur era PNCCD-ul, cu Orest Onofre era PNCCD-ul, cu Bogdan Bixi, Dumnezeu să-l odihnească, era PNCCD-ul. Era o grupare așa simpatică, oameni diferite profesii, diferite aspirații, năzuințe, nu se împăcau ei tot timpul, dar măcar erau pe față, adică nu erau de se ascundeau, știi? Ei spunea, uite că ăla așa, că ăla așa, erau vorbăreți, era foarte simpatică gruparea. Și domnul Juravlea, om venit din produs. Politică din... fără încrâncenare. Da, nu era atâta încrâncenare. Domnul Juravlea, inginer de profesie, lucra pe la TMUCB în construcție, adică un om trecut prin viață, nu venit dintr-un birou unde a stat și a scuțit creioane. Avea școala vieții, că pe șantier e o școală a vieții foarte dură și foarte puternică. 76 de ani, Dumnezeu să-l odihnească. Și condoleanțe familiei. Hâjăraie, Suceava... Ce? Hâjăraie? Hâjăraie, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava. Și mai pun instituțiile astea niște denumiri atât de ambilicate, cum ar zice cineva din plaiurile locale. A distribuit printre profesori un chestionar. Undeva la 25% dintre cadrele didactice din județul Suceava au răspuns la acest chestionar, din care reiese că da, există fenomen de burnout între cei chestionați, cel puțin. Păi de aia și fost inventat termenul ăsta de burnout, să sufere toată lumea de burnout. Epuizare, dar se referă în special la partea psihologică, mai mult la partea psihologică. Da, dar toată lumea, adică polițiștii de ce ies la 45 de ani la pensie? De burnout. De burnout, au burnout și la jandarmerie și la militarie și la justiție, toți au burnout, adică toți sunt foarte, s-au sensibilizat oamenii.
Medicii nu au burnout. Nu, dar nu, dar mai toată lumea are burnout. Că a fost burnout când a început coronavirusul la Suceava, nu știi câți medici erau burnout, erau ascunși pe sub paturi. Aduți aminte? Da, dar pe timp de, să zicem, pace epidemiologică, nu. Păi nu, dar lasă-o, Cătăina, în condiții de stres, atunci. Știi că este și testul ăla la stres. Și atunci s-au dat loviți medici de la Spitalul Județean, mulți. Burnout a fost și pentru clinicile private, care n-au existat. Deci a fost ceva alucinant și nimeni nu vorbește despre asta, pentru că e vorba de bani, aici de mulți bani. Clinicile private au fost închise toate aproape. Cred că două erau deschise. Au fugit, și nu pentru orice. Au fugit, s-au ascuns ca niște șoareci în siloz. A fost burnout. Toți au burnout. Toți sunt de o sensibilitate rară. Profesorii au de ce e burnout. Că vine tăticul și spune să-i pui 10 la copil că el are firmă, are gater. Nu vine tăticul, vine mămica. Mămica zice, mă, dar eu n-am cofetăria aia, nu ți-am dat prăjituri, nu-i pui 10 copilului sau cum se notează acum. Copilul este răsfățat și face scandal și așa, și așa, și așa. Copiii cancelează profesori în diverse situații. În cancelarie e bârfă, se ceartă, se sapă unii pe alții și așa. Și dintr-o dată se face un burnout mic la început și după aia el se face un burnout mare și apasă pe umerii profesorilor care au 18 ore pe săptămână la catedră. Deci eu nu spun că nu este muncă stresantă. Dar să ai 18 ore la catedră, mai sunt și alea, că mai faci și pe lângă, că e și multă birocrație. Mă, dar acum suntem chiar așa de obosit, de stresat. Hai să ne ducem atunci să le facem legumicultori, că nu e stres, crește în pătlăgele. Și cu roșii și nouă. Și cresc sub ochii noștri, adică ne putem uita la ele cum așa, cresc. Ne uităm, nu? Cum cresc păsărele, ciripele și așa mai departe și nu avem niciun stres. Nu, adică ce e așa... Sunt profesori care dau și ore, da, asta își asumă ei în particular. Sunt profesori care pregătesc olimpici. Da, au un plus. Dar ai și niște satisfacții. Și acel stres care se acumulează, el parțial este risipit de plăcerea de a veni la catedră, de plăcerea de a lucra cu elevul, nu? Și de plăcerea de a avea rezultate. Adică dacă ai vocație, păi nu există burnout. Cătălina, e un stres, dar nu încep acum să mă tăvălesc ca Neymar pe aici, fără să mă atingă, știi? Adică chiar toți sunt cu burnout, toți sunt de o sensibilitate, parcă ar fi crescuți în eprubetă. Și elevii, știi, suferă de burnout. Dar bineînțeles că și elevii, dar toată lumea e gingașă. Toți trebuie să stăm ca Michael Jackson, niște clepside dintre alea, știi? Aici la unde prestăm noi, așa la noi nu este. Cu toate că lucrez nu știu câte ore, cu niște informații, cu niște informații fel de fel, trebuie să prezinți morți, îți moare un prieten, un apropiat, tu trebuie să prezinți că a murit și asta nu te afectează. Nu, că tu ești din fer. Ce imagini vezi înainte să le cenzurezi ca să apară așa, pe post? Așa, după aia vin, cât a fost asta cu coronavirus, cu informații, cu nesperea Arafat, noaptea, ca hoții apăreau el cu vela sau cum îl chema. Știi, și tot trebuia să îi informezi, să faci interviuri, să dai. Aia nu era stres. La ce oră te trezești în fiecare dimineață câți ani? Nu-i de mine. Nu, dar zic așa, la 5. Comparativ. Pe urmă, scrii despre unul, dă telefon altul, mă, dar nu e așa, așa. Și toți comentea, plus comentatorii care le știu pe toate. Bă, nu e stres deloc. Nu, mă. Dacă am venit 18 ore la catedră... Pe săptămână. Ne-a rupt cu stresul. Ne-a rupt cu stresul, e sensibilitate mare. Știi? Ce? Bași ca faptul că ai 8 luni de vacanță. Nu-ți ajung. Măcar 12 să fii. Ce-au pățit cei de la Foresta? Dacă au pățit ceva. Au rămas totuși pe locul întâi, au luat prima bătaie acasă la Miroslava. Da, nu apropo, e o bătaie de asta, apropo de asta cu sensibilități. Au burnout. Astăzi la sensibilitate. Astăzi am avut invitat pe domnul Gherban, domnul profesor Gherban, care e și decanul facultății de sport și antrenor principal la echipa de handbal. Și am întrebat, domnule, ce se întâmplă cu sensibilitatea asta atât de accentuată la fotbaliști, pe care nu o regăsim la handbaliști? Ok, la fotbal îți pune un crampon, o talpă, nu știu ce, picioare, te... Dar și la handbal îți dă pumni,
coate, în față, în stomac, în coaste, în spate. Acolo ai văzut că e luptă. Și te arunci singur când dai lovituri, adică chiar te arunci și cazi pe murtă, în genunchi. Ai controlat. Da. Dar tot te, cu dar solul. Tu ai sărit vreodată? N-am curaj. Nu, dar ai controlat. Cătăina, și nu mai e atâta tăvăleală ca la fotbal. Văicăreală. Bă, atâta văicăreală la fotbalul ăsta și la toate nivelurile, nu doar. Dar și la Foresta sunt câțiva văicăritori, văicăiași, sau cum zic. Zile cum dorești, că văicăitori, nu s-a inventat. Câțiva văicăitori, văicăitori, dom'le, Cornel Căinari, om cu experiență, tehnic, știe, a jucat fotbal. Veteranul echipei. Veteranul echipei. Dom'le, și la vârsta lui e văicăitorul șef. Dom'le, mi-era mie rușine. Și de ce îi se zice cum îi se zice de asta? Găină? Da. Nu, dar Căinari, găină, nu știu ce zice găină. Toată lumea zice găină. Dom'le, dar una, două, dar aici la meciul la Miroslava, că eram chiar acolo, eram tribuna aici, aici tribuna și la 15 metri era... Terenul. Dom'le, dar așa mi-era mie rușine de rușinea lui. S-a dus încă, eu știam ce vrea să facă, dar toți câți eram de la Suceava, că eram puțin, știam ce urmărește. Urmărea să scoate penalti. A intrat în careu, în loc să dea drumul la pas, să continue faza, să pătrundă, să joace fotbal, l-a așteptat, doi cred că erau. Unul nici nu l-a atins și el altul, cred că i-a simțit părul de pe picioare. Și a sărit ca în fântână, ca un gândac de Colorado s-a aruncat pe burtă. Arbitrul s-a uitat la el, a lăsat mingea, adică trebuia să-i dea gălbenă. Dom'le, mi-era rușine de rușinea lui, om bătrân. Ce ți-a răspuns profesorul Ghervan? A, cu sensibilitățile. E mai multă disciplină la handbal și e mai mult respect între jucători și nu-și permit. E altfel colectivul, știi? Și e altfel sportul ăsta. Că aici am amestecat și cu... L-am întrebat dacă sunt fițe la handbal, la copii. Și a zis că nu există așa la ceva. La copii? La junior, la da? Puștanii ăștia care vin la echipa mare, că ajung în dată și la... Și a spus că nu, pentru că se auto-exclud din colectiv. Așa, deci Căinar primul văicăitor. Al doilea văicăitor, Marian Iliu, un băiat așa tehnic, talentat, știe băiatul, puștan, dar cu figuri în cap. Cu figuri în cap, n-ai văzut. Zici că a jucat la Barcelona și a venit acasă să-și vadă părinții și a jucat un meci așa de fentă la Foresta. Tu ce figuri are? Și știu din club că sunt nemulțumit la adresa lui. Bun, dar ție îți plac fotbaliștii cu atitudine. Da, da, una e atitudinea care și... Care au și talent. Păi măcar. Ce una, două se aruncă pe burtă și când nu se aruncă pe burtă, creează conflicte. Prin minutul 70 ceva, era mare îmbulțeală la în fața careului de la Miroslava, se împingeau ai noștri cu ai lor. A trebuit să vină Tomaniga, băiat cerebral, portarul, să-i calmeze. Cine a început tot? Marian Ilie. El cocoș. Cumcă ce? Se împingea pe acolo, lui convenea, făcea figuri. Și el se aruncă ca în fântână. Cica, câteodată cred că e somn. Pe cuvântul meu. Când ea așa așteaptă și cum îl atinge, unul cade ca o pană așa și mie că vrea să se întindă să doarmă. E lene, cred. Și el un jucător pe care l-a apreciat. Știi că Cica îmi place. Dar acum la Miroslava a fost pe nicăieri. Macongo... E super, eu nu știu ce mai stă băiatul ăsta aici. Am înțeles că a venit președintele clubului Poliaș, Cornel Schweitzer, care a fost la FC Botoșan, după aia parcă la Sepsi a fost. Iașu e cu ambiții de promovare în Liga 1 acum, în urmă câteva zile l-au adus pe Leo Grozav, antrenor, și ăsta este obiectivul, să promoveze în Liga 1, încearcă anul ăsta. Și a venit, înțeleg, să-l vadă pe Macongo, s-a auzit de el, eu știu din club că nu-i dau drumul, doar să fie o super ofertă și pentru băiat, și pentru jucători, și pentru club. Așa să-l dea pe 2 lei, nu. Pentru că Foresta vrea să facă performanță. Deci Macongo foarte bun. Mai sunt doi băieți. E un băiat tot de o vârstă, cred că cu Marian Ilie, Nițu, dar el nu are figuri în cap. Din ce am înțeles, dacă mi-amintesc bine din discuția cu Dorin Goian, în afară de Cornel Căinari, toți au până în 22 de ani. 23, 24... Nu cred. Parcă așa ți-mi minte că e foarte, foarte mică, da, vârsta. E un băiat, Nițu, a intrat în episodul 2 și l-am mai văzut și când a jucat la Dante, cu Dante. Și serios, nu e cu figuri
ca Marian Ilie. Mai e un băiat tot tânăr, Mihalciuc, și e băiatul ăla serios, și Filip e un băiat bun. Pe total? Însă, a jucat slab Foresta, comparativ cu ce a jucat la Ceahlău, unde a fost super echipa, super. A fost, se simte, nu știu, că e pe locul întâi în clasament? Nu, distanță mare de locul doi? Dar pe de altă parte, Cătălina, nici nu poți să ai mai victorii. Păi Foresta au fost 7 etape, 6 victorii și un egal. E prima înfrângere. E rezonabil. Da, nimeni nu merge numai victor. Nu, bun, se poate. Bun, dar Miroslava nu e în top. Băi, Tibor Selemeș a fost internațional la ei, care l-au adus să promoveze, nu l-au adus pe Tibor Selemeș. Dar ne-a furat arbitru. Am pe bune, știi, când mai comentează. Da, mă, gata, una. Nu la penaltul acela. Nu, și la... Nu, atunci Căina, ce trebuia să-i dea galben. Un băiat botezat, eu am publicat, ne-am publicat la radio tot fotografia cu piciorul lui botezat, cu urme de crampoane pe picior, în faza de dinaintea primului gol. A fost faul la el, în loc să fluieră fault, a lăsat arbitru faza să continue și a fost gol. Trebuia să dea faul la... După aia, la penalti. Păi penaltiul, eu nu, eram partea asta, dar mi-au zis băieții care erau pe linie acolo că penaltiul a fost la jumătate de metru în afara careului și arbitru a mutat faultul în careu. Deci două grave. Grosolane, zici. Deci. Bun, dar n-au fost observatori la meci? Da, se zice că n-am zis nimic, mai departe. Așa. Deci, știința a câștigat cu ajutorul arbitrilor, dar Foresta a pierdut pe merit. Da? Așa. Și, deci nu e un capăt de lume, așa, dar... sunt niște atitudini din astea care și băiatul acesta, Marian Ilie, păcat de el, că e tinerel, și au fost ca el o grămadă să îi explice cineva că au fost atâtea talente și speranțe și au murit speranță, mii au fost. Să fie serios, mie îmi place atitudinea lui un pic agresivă, dar un pic, adică nu din aia să fie obraznic, una e să fie un pic agresiv în sensul bun al cuvântului și alta e să fie obraznic și aia cu tăbălelele și cu plânsetele și cu băiecărele. E rușinos. Și ce mai vreau să spun despre Foresta? Mai vreau să spun că Tibor Selemeș, și am și scris asta, m-a dezamăgit. Eu repriza a doua am stat în spatele băncilor de rezerve. M-am tras acolo așa. N-am stat în tribună. Toată repriza aia, dar s-a auzit și în prima repriză, răgea. Cum rage. Cum se rage? Un om când e nervos. Răgea. Deci răgea în continuu și înjura. Dar nu zicea pentru el așa, sau să se întoarcă la bancă. Bă. În gura mare. Ca Birjaru. Și erau copii de 15 acolo. Niște băieții ăia, 10 ani, 8 ani. Și el înjura ca Birjaru acolo de față cu acei copii. Și mai a venit nițul al nostru. Băiatul ăsta puștan. Deci ce să învețe un băiat de 18 ani sau cât are de la un fost internațional și a jucat când era naționala bună Tibor Selemeș. Și Dita mai Tibor Selemeș și spunea că ieși să o minge afară și cu asta închid. Dar asta mi-a rămas. Și băiatul a luat o minge de pe margine, știi, că sunt mai mult, știi, că sunt mai multe minci. Dar vă gândesc că nu joacă doar cu una, nu? Așa. Și băiatul a luat-o pe ea și zice, lasă-o, vezi că e moale, nu-i bună, aruncă-o, vezi că e moale. Ce glume de șantier sunt astea? Zici și așa tu, să n-ajungă, cum îl cheamă? Nu mai zic. Ilie? Din cauza aroganței, nu? Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Domnilor și domnilor, știrile continuă. Bucovina Rădăuțe a urcat pe locul 3 în seria 1 a Ligii a 3-a la fotbal după ce a învins sâmbătă Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 2-0. Într-un alt meci din cadrul etapei a 8-a, Șomus Fălticeni a remizat pe terenul celor de la FK 2 Miercurea Ciuc, scor 0-0. Bucovina Rădăuțe a încheiat seria rezultatelor negative din ultima perioadă cu o victorie clară obținută sâmbătă pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț, scor 2-0. Echipa antrenată de Ionuț Plămada a deschis scorul în minutul 7 prin Jvichi. Scorul final 2-0 a fost stabilit încă din minutul 65 când Stoian a transformat o lovitură de la 11 metri.
Lovitura de start a meciului de la Rădăuți a fost dată de campioana olimpică și mondială la canotaj Ancuța Bodnar. Aceasta a primit din partea conducerii clubului Bucovina un buchet de flori, un fanion și un tricou, iar la final s-a bucurat de victorie alături de jucătorii rădăuțeni. În prologul penultimei etape din turul sezonului regulat, Șomus Fălticeni a remizat vineri scor 0-0 pe terenul celor de la FK Miercurea Ciuc 2. Fălticenenii au terminat meciul cu un jucător în minus după ce Dănila a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 82. În cadrul etapei a 8-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate: Rapid Brodoc, CSM Bacău 2-2 și Dan de Botoșani, Viitorul Darabani 1-0. Etapa de la finalul acestei săptămâni programează meciurile Foresta Suceava, Bucovina Rădăuți și Șomus Fălticeni, Dante Botoșani. Voleibaliștii de la CSM Suceava au obținut sâmbătă prima victorie de la revenirea în prima ligă. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc s-a impus cu scorul de 3-2 în meciul disputat pe teren propriu contra Universității Cluj. CSM Suceava a început foarte bine meciul cu Universitatea Cluj, câștigând primul set cu 25-23. Ardelenii au egalat situația după 21-25 în actul secund. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșu a revenit la conducere la finalul setului 3, câștigat cu 25-23. Universitatea Cluj s-a impus în setul al patrulea la 20. Chiar dacă oaspeții au început mai bine setul decisiv, voleibaliștii suceveni au revenit spectaculos și au câștigat cu 15-11. Nici nu mai am glas. Se vede că s-a schimbat atitudinea la noi, chiar dacă sunt mulți băieți tineri pe lângă noi, chiar și cu mine. Cu intrarea lui Tofane a ajutat cu experiența lui și cu puțin de la Sasu. Avem 3-2 pe tabelă, 2 puncte la noi în clasament. Suntem foarte bucuroși. Trebuie să avem moralul ridicat acum. Orice meci să luăm ca pe o victorie, chiar dacă o să urmeze și meciuri grele, pas cu pas. Trebuie să învățăm și din meciuri grele și din meciuri ușoare. Bine, meciuri ușoare mai puține, că și ăsta a fost un meci greu pentru noi. Dar trebuie să tratăm totul serios și cu atitudine. Avem acum de unde și trebuie să arătăm bine. Încă nu realizez ce s-a întâmplat, a fost un meci pe muche de cuțit. Noi știm că muncim foarte mult în sală, tot timpul ne-am gândit că o să vină și momentul ăsta, poate nu ne gândeam că așa repede, pentru că v-am mai spus, avem nevoie de ritm, însă na, trebuie să ne bucurăm și să muncim și mai mult, o să vină adversari mai puternici în sală la noi și să încercăm să facem aceleași lucruri bune și să mai eliminăm din greșelile care totuși au fost destul de multe și astăzi. CSM Suceava a mizat în meciul de sâmbătă pe următorii jucători: Pop, Contariu, Roman, Dragomir, Ciubotaru, Boghean, Ciubotariu, Tofan, Verciuc, Sasu, Hortopeanu, Platon, Curic și Andrușcă. În celelalte meciuri din cadrul etapei a doua s-au înregistrat următoarele rezultate: Știința Baia Mare, SCM Zalău, 1-3, Arcada Galați, Dinamo București, 3-2, Știința București, Rapid București, 1-3, CSM Constanța, Unirea Dej, 3-1 și Steaua București, SCM Craiova, 3-2. În etapa următoare, CSM Suceava va juca pe terenul Universității Craiova. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii și o pauză de publicitate, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online, pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! După o zi de toamnă plăcută cu soare, la noapte cerul va fi în continuare mai mult senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 3 și 9 grade Celsius. Cel mai răcoare va fi la Roman.
și marți vremea va fi plăcută în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin și soarele va străluci pe cer întreaga zi. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime ridicate pentru această perioadă se vor încadra între 18 și 22 de grade Celsius. Într-un spațiu mult mai mare, cu un nou design, o nouă imagine, o varietate mare de produse, cu reduceri, oferte și multe surprize, magazinul Parfum de Sofia, de la Câmpul Moldovenesc, a fost redeschis. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să redeschidem magazinul Parfum de Sofia din Câmpul Moldovenesc. Într-un spațiu mult mai generos, după cum putem vedea, cu o varietate mult mai mare de produse. Avem un portofoliu de peste 20.000 de produse, în care am inclus produsele de lux, privind parfumeria de lux, produse de make-up, produse de înfrumusețare, în general de înfrumusețare. Vreau să mulțumesc în mod deosebit clienților din Câmpul Lung Moldovenesc, clienților fideli, care ne-au trecut pragul de până de peste 17 ani. Noi activăm în Câmpul Lung Moldovenesc de foarte mulți ani. Și anul acesta am obținut locul 1, top cele mai bune afaceri din România, și asta se datorează și clienților noștri. Le mulțumim pentru încrederea acordată și îi așteptăm în continuare în magazinul nostru din Câmpul Lung Moldovenesc. Ne bucurăm că suntem alegerea numărul 1 a câmpulugenilor în materie de achiziție de parfumerie. Așteptăm clienții noștri să viziteze și celelalte magazine pe care le avem în Suceava, în complexul Bucovina, și în Rădăuți, în magazinul general pe parter. Suntem de mult timp alături de ei, îi așteptăm în continuare cu surprize. De peste 20 de ani ne surprindem, sper, plăcut clienții cu ofertele pe care le avem, cu produsele pe care le prezentăm în magazin, precum și cu inovațiile care apar în domeniu. Chiar dacă pare un domeniu parfumeria și cosmetica, nu e destul de inovativ, dar tot timpul există foarte multe noutăți. Participăm frecvent la târgurile și expozițiile de profil din Europa și atunci știm deja ce se va întâmpla peste un an, peste doi, ce produse se vor căuta și încercăm să le aducem să fim primii pe piața suceaveană. Totul pentru a fi la inima, a ajunge la inima clienților noștri. Vă mulțumesc pentru faptul că ne sunteți clienți fideli. Găsiți magazinul Parfum de Sofia de la Câmpul Moldovenesc în complexul Eden la parter. Brandul Parfum de Sofia are și magazin online, parfumsdesofia.ro. Fostul senator PNCCD de Suceava, Petru Juravle, a trecut la cele veșnice la vârsta de 76 de ani. El a fost senator în mandatul 1996-2000. Petru Juravle s-a născut pe 14 iulie 1946 la Frădăuții Noi și a absolvit liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți. Între anii 1965 și 1969 au urmat cursurile Facultății de Electromecanică Minieră din Petroșani. A fost ofițer în Marina Civilă în perioada 1978-1981, iar apoi a condus sucursala Suceava a Trustului de Construcții TMUCB. Petru Juravlea s-a remarcat și prin activitatea sa filantropică. Fostul senator a ajutat material Mănăstirea Putna și Căminul de Bătrâni al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Există însă burnout în rândul profesorilor? Aceasta este întrebarea la care au vrut să afle răspunsul specialiștii Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică din cadrul CJRAE Suceava. Timp de 7 zile, un sfert din numărul total de profesori de la nivelul județului Suceava au completat chestionarul în care erau precizate diferite simptome ale acestui fenomen. Rezultatele sondajului au arătat că peste 65% dintre profesorii respondenți depun mai mult efort în ultima perioadă pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu. Peste 40% dintre cei chestionați acuză oboseală cronică și epuizare emoțională.
Administrația locală Dolhește a finalizat modernizarea 12 km de drum comunal. În plus, mai are în derulare și alte proiecte pentru care a tras peste 10 milioane de euro, însemnând bugetul comunei pentru 20 de ani. Prefectura Suceava anunță că vin examinatori pentru proba de traseu din 4 județe, iar serviciul de permise din Suceava va avea noi examinatori, din care 3 angajați și 2 veniți prin transfer. Prin urmare, numărul de candidați examinați va crește, de asigurări instituția prefectului. Secția de neonatologie a Spitalului Municipal Fălticeni va primi aparatură în cadrul unui proiect Salvați Copiii. Organizația a anunțat un proiect în valoare de 1 milion de euro, prin care vor fi dotate cu aparatură medicală 45 de spitale din 28 de județe. O mai bună reprezentare a femeilor în politică, politici pentru sănătatea reproductivă și violența împotriva femeilor au fost câteva dintre temele dezbătute la prima ediție a Școlii Femei în Politică, desfășurată la Viscri în județul Brașov. La eveniment au participat parlamentare, alese locale și membre USR din țară. De altfel, unul dintre deziderate este acela de a acorda la genul feminin funcțiile deținute de femei în politică: consilieră, primăriță, deputată, senatoare, ministră, prim-ministră, președintă. Tânărul interpret de muzică populară Gabriel Treteag, originar din comuna Cornulunci, bifează o nouă reușită la festivalurile de profil din țară. De această dată aduce în județ premiul al doilea al prestigiosului Festival Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu din Constanța, unde a concurat alături de alți 19 finaliști din întreaga țară. Foresta Suceava a suferit sâmbătă prima înfrângere în actualul sezon al Ligii a 3-a la fotbal. Echipa antrenată de Dorin Goian a pierdut cu scorul de 1-2 meciul disputat pe terenul Științei Miroslava, în cadrul etapei a 8-a. Galbenverzii au rămas pe primul loc în clasament, la 5 puncte distanță de locul secund, ocupat de Șomuz Fălticeni. Bucovina Rădăuți a urcat pe locul 3 în seria 1 a Ligii a 3-a la fotbal, după ce a învins sâmbătă Ceahlăul Pietra Neamț cu scorul de 2-0. Într-un alt meci din cadrul etapei a 8-a, Șomuz Fălticeni a remizat pe terenul celor de la FK 2 Miercurea Ciuc, scor 0-0. Voleibaliștii de la CSM Suceava au obținut sâmbătă prima victorie de la revenirea în prima ligă. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc s-a impus cu scorul de 3-2 în meciul disputat pe teren propriu contra Universității Cluj.